seara, sunt Natalia Cheptene. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Vara aceasta, toată lumea a vorbit despre întâmplarea de la Nisporeni, unde un nou-născut a fost abandonat într-un câmp. Bebelușul a fost găsit după ce a stat sub soare timp de 8 ore. Ca prin minune, băiețelul a supraviețuit. Era puțin astupat, adică nu s-a observat la prima vedere. El a plângea tare și a fost pe sunet, depistat mai mult. Micuțul a fost găsit printre spinii de porumbar de un cuplu care în acea zi muncea în vie. Eu am impresia că copilul ne-a simțit că noi suntem și el a început a striga ca să fie ajutat. Așa a vrut Dumnezeu, cred. M-am mirat de placent că era plin cu larvi de insecte, ouă de muște, zic mai simplu. Că era practic placenta albă de ouă de larve. Plângea, era, avea mai multe răni pe corp, gurița era uscată, buzele erau uscate. Un ochișor l-avea închis, era încleiet. Mama copilului a fost găsită și ea, după mai multe ore de căutări. Femeia mai avea acasă încă 4 copii. 4 i-am acasă, da. De ce? Cum? Ce s-a întâmplat? De ce, Doamne, am făcut? Din ce motiv mama și-a abandonat copilul pe care tocmai îl născuse? Unde este acum bebelușul? Ce soartă îi așteaptă pe ceilalți 4 frați ai săi? Și de ce crime îngrozitoare mai este acuzată mama lor? Aflați în această seară. Nicolae locuiește în aceeași casă cu nora lui, dar spune că nici nu a observat că femeia este însărcinată. Cum a reacționat bunicul când a aflat că nepotul lui a fost abandonat în câmp, ne spune chiar el. Să-l întâmpinăm! Luați loc. Bună seara! Bună seara! De ce astăzi ați venit la noi în platou? Am venit în platou pentru că azi am rămas săracul. Mi-a luat nepoții de la mine. I-a luat pe toți? Pe toți a luat. Dar câți nepoți aveți, domnule Nicolae? Am mai mulți, vă 12 ani, dar aici lângă mine care este. Ăștia de lângă dumneavoastră câți îi aveți? 4. Dar de celălalt 5-lea știați ceva? Nu știu de celălalt nic, nu știu. Dar spuneți-mi, vă rog, cum ați aflat în general despre fapta nurorii dumneavoastră? O nepoată de-a mea m-a sunat pe telefon și mi-a spus că eu n-am televizor. Mi-a sunat de mea și mi-a spus. Și v-a spus că e nepotul dumneavoastră? Probabil așa a spus, că nu a spus familia dumneavoastră cine concret. Dar eu probat că trebuie și nora mea acum. Și cum ați reacționat? Cum ați primit această veste? Am rămas șocat, că a chicat podul pe mine când am aflat ceva. Eu tot mă țineam încrezut, nu credeam că ea, tămană, e noră. Că putea să facă așa ceva? Așa ceva, cum ne-a zis. După aceea, și am intrat acasă, m-a aflat mai precis. După ce a venit poliția la poartă. Dar spuneți-mi, vă rog, dacă vă amintiți bine de ziua aceea în care Ana a născut, ea, când a venit acasă, v-a spus ceva despre copil? Nu, e ca acum vedem fiecare zi acasă la lucru să se ocupa, să apuca să facă mâncare la băieți. Și eu nici nu a spus nimic, s-a apucat de curăță să facă mâncare la... Dar cum era, dacă vă amintiți? Era poate... Nu știu, îngrijorată sau era nu așa cum de fiecare dată? Îmi pare că e obicei supărată. E ca obicei de obicei vine ca supărată de la lucru cu mine. Și atunci tot așa era? Adică așa, nimic deosebit. Supărat parcă era. Păi m-am părerii medicul, m-am uitat că era supărat o leacă. Dar nu v-a zis nimic? S-a apucat de curățit cartofi, ziceți? Da. Domnule Nicolae, câți ani aveți? Am trecut de 70. Mulți ani înainte vă doresc. Mulțumesc. Și sănătate. Dar spuneți-mi, vă rog, în 70 de ani ai dumneavoastră trecuți de 70, ați mai văzut femei însărcinate? Numai decât. Pe nora dumneavoastră, cum n-ați văzut că este femeia însărcinată? Nici n-a observat nimic, ei nici nu se cunoște, cum s-a spune, văgim. Nici n-a observat, deloc n-a observat. Poate sunt grași, mănâncă și sunt grași, dacă nu... Dar nu v-a venit în cap că poate nu să fie gravidă? Nu m-a venit în cap că e gravidă, ori altceva.
Și ea niciodată nu a spus, măcar să facă o aluzie, că este însărcinată, că o doare în stânga, în dreapta, că nu mai poate căra, nu știu ce. Lucra, ridica, e harnic, lucra cu... Deci nici într-o clipă nu v-a dat de înțeles că este însărcinată. Deloc, deci, eu singur m-am șocat. Și marea dumneavoastră problemă pe lângă asta este faptul că v-au luat și ceilalți patru nepoți. Da, am lăsat băiețul ăsta să fie la bătrâneță, să mă ajute, dă-i o canul cu apă. Și nepoți și-a luat ca putețelă, cum spune. Eu nu înțeleg, și are o faptă cu altă. O faptă aceea și nu-a făcut-o să răspundă, dar nepoți și trebuie să-i lăsa acasă, nu e ei. Domnule Nicolae, colegii mei au pregătit un scurt material despre viața familiei voastre. Haideți să-l vedem împreună. Ana și Vasile, împreună cu cei patru copii pe care îi cresc, locuiesc într-o casă bătrânească din satul Chetroșeni. Este casa părinților bărbatului. Cuplul nu a reușit să-și construiască propriul cuib. Părinții și cei patru copii se înghesuie într-o singură cameră. În coridorul casei este improvizată o bucătărie unde mănâncă pe rând din lipsă de spațiu. Aici locuim noi, familia noastră. Patru copii și noi doi. Aici. Noi și aici copiii. Așa. De-a latul, cum se spune. Punem masa aici și ne așezăm. Dar mai des când mănânc copiii, că mai des copiii mănânc înainte și nu, să așează aici. Da, așa pun taburetele și să așează și mănâncă. Pe urmă ne așezăm și noi. Cuplul își dorește să repare locuința, dar situația financiară modestă nu le permite acest lucru. Soții muncesc cu ziua prin sat, aceasta fiind singura sursă de venit a familiei. Că aici vrem să scoatem ușa, să mărim comnata aceea și pe colo să facem vrem ușă, ca să mai facem în partea aceea încă două comnate. Așa e făcut după... Nu sunteți o familie chiar foarte înstărită, e cam greluț probabil, nu? Se înghesuie copiii cu părinții, da, domnule Nicolae? Da, da, eu mă gândesc că strâmb, dar în liniște, cum spune, uniți. Și dumneavoastră sunteți fericit lângă copiii dumneavoastră? Numai decât... Spuneți, vă rog, Danora, dumneavoastră, cum se comportă cu ceilalți copii patru? Foarte normal se comportă. La școală de curați, îi spăla la vreme. Dar totuși îmi pare foarte straniu că pe toată perioada de 8 luni ea nu a spus că este însărcinată. Deci ea ceva totuși punea la cale. Nu era dacă te bucuri de o sarcină, atunci ea trebuia să vină în familie și cel puțin știți dumneavoastră că trăiați într-o casă. Trebuia să cunoașteți această bucurie, să o împărtășească cu cineva. De ce credeți totuși dumneavoastră că în perioada de 8 luni ea nu a anunțat pe nimeni că este însărcinată? Nu știu, nu pot să răspund la așa întrebare. Cu regret, nu este primul caz, s-a discutat inclusiv și în cadrul emisiunii dumneavoastră și în alte circunstanțe. Da, femeia poate să imiteze, poate să tăinuiască sarcina și o face asta din stat. În acest context, eu tot am întrebare la dumneavoastră, locuiți împreună într-o familie, foarte mult țineți la ea, iubiți nepoții și este firesc și este normal, dar celelalte patru sarcini care le-a avut Nora dumneavoastră, ați cunoscut despre dânsele, despre aceste sarcini? Cred că s-a așteptat acești nepoți, unii au născut la maternitate, cred că au declarat de la bun început că este gravidă, erau și semne că creștea burtă sau cum era cu celelalte sarcini? Da, nu știe, avea burtă cu cei de la spate copii, nu știe, burtă avea semne. Dar cum e relațiile între ficiorul dumneavoastră și noră în familie? Se respectă unul pe altul sau, mă rog, mai este și elemente de violență? Mai sunt, nu e violență, dar ceartă, cum am vedere cum. Unde sunt acum copiii și ce soartă îi așteaptă, aflăm în scurt timp. Până atunci, s-o auzim pe Oxana, sora Anei. Colegii mei au discutat cu ea, haideți să vedem ce ne-au spus. Ei mă servie, nu zic că nu chiar deloc, că
Oricare, este alta care servește, alta nu servește deloc, alta mai servește, puțin. Nu spunem că nu deloc chiar. Dar nu să bei și nu știi ce cu ea, sau că să bată copilașul. Da, de muncitoare, foarte muncitoare. Puneți-mi, vă rog frumos, de ce vârstă au nepoții dumneavoastră? Unul are 6 ani MTL, nepotul. Să-i care pierde 7 ani de grabă. Una e clasa întâia, o fată, am întâi și te-ai cintat două acum. Sunt doi băieți, unul într-a patra și unul într-a treia acum. Așa, ei merg cam unul după altul. Și cel mai mic, ziceți că are 6 ani, merge spre 7. Da. Și atât de 6 ani nu a mai născut Ana. Nu. Și acum, iată, mai aveți un nepot. Nu, sunt bucuros dacă este nepot. Dar l-ați văzut, domnule Nicolae? Numai decât. L-ați văzut pe cel mic? Am văzut. Da? Și cum e? Frumușel. Iar acum, haideți să vedem ce s-a întâmplat cu ceilalți 4 nepoți ai domnului Nicolae, după ce s-a aflat că nora lui și-a abandonat copilașul nou-născut. Atenție la ecran. S-a decis de a plasa copiii într-o casă de tip familiar. S-a toate condiții necesare pentru o viață demnă de trai și de dezvoltarea unui copil sănătos. Și noi rătăm pentru respectiva cauză. Deci suntem pentru reintegrarea copilor, nu suntem pentru dezvinare. Acum trebuie să lucrăm cu părinții, care cei noi am lucrat de timp, de ani întregi. Nu cred că s-o ieti de mă, cum s-o creați copiii ăștia, puteți? Când dumneavoastră spuneți că ea trebuie să fie iertată, spuneți-mi, vă rog, la ce vă referiți? Dumneavoastră ați iertat-o în suflet? Credeți că ea, pentru așa fapte, poate fi iertată? Sau doar că vi se face milă de ceilalți copii? Și pentru ca ceilalți copii să fie întorși în familie, sunteți de acord deja și dumneavoastră să o iertați? Sunt fac pedepse mai mari și să iarte. Dar asta poate fi iertată. Bine. E singură, e pedepsește singur pe dânsa acum. E ce-a făcut toată ea. Se căiește, domnule? Da, numai decât se căiește. Iar da. Acum, haideți să-l mai auzim pe primarul din localitatea de unde vin eroii noștri, care a mai făcut o declarație șocantă. Dar haideți să-l auzim. Chiar anul trecut, în 2018, am primit o informație, tot referitor la persoana respectivă, că a născut prematur ceva, copilul așa că nu l-o găsesc. Aflăm cu stupoare că Ana a mai fost bănuită de abandonarea copilului nou născut cu doar 2 ani în urmă. Dacă s-au adeverit sau nu bănuielile de atunci ale autorităților și ce a urmat, vă spunem în câteva momente. Dar nu înainte de a-l cunoaște pe soțul Anei și de a afla ce știa el despre sarcina femeii și ce crede despre isprava ei. Vasile, te așteptăm în platou. Bună seara, Vasile, te rog să iei loc. Zi-mi, te rog, tu știai că soția ta este însărcinată? Da, și spunea că e însărcinată, și spunea că nu. A, deci cumva pomenea că ba e însărcinată, da. Ba nu. Și până la urmă ce ți-a spus? Că da, credeam, până la urmă s-o arăta, credeam. Nu, nu, înainte de a naște, de a se întâmpla tot ce s-a întâmplat, tu n-ai observat că este gravidă? Da, nici nu știe că e mărunțic și nici... Păi tocmai pentru că este mărunțică. Știi, când femeia are vreo 100 ceva de kilograme, atunci nu se observă. Poți zici că, mă rog, am mai luat câteva kilograme. Aici, la ea... Păi da, dar nu-ți cunoște așa tare. Dar despre nașterea pruncului, ea ți-a spus? Naștere? Nu. Voi v-ați dus atunci, pe deal, să munciți. Da. Și ea ce ți-a zis? De ce a plecat prima? Nu, e să-mi țără o durere capul. O durere capul, da. A zis. O să mă doare cap și să mă duc acasă. Sunem la unde am lucrat la dumnealui. Să vii să o iei să o duc acasă. Mă doare capul. Și o unii dumnealui, dar m-a sunat. Acolo era mai rău o femeie și o sunat. Și unii și-o la dumnealui a venit pe deal. Du-mă acasă când mă doare capul. Și o unii el și după aceea mintea m-a mutat cu o altă femeie. M-a mutat acolo în alt... Așa? În altă parte, în alt masiv. Dar pe ea a luat-o?
cu mașina? Întâi ne-au dus pe noi și a primit-o întors și a luat-o pe dânsa. Și apă cum, dar a rămas ea în câmp să nască? Eu n-am văzut asta. Vasile, tu când ai aflat că, uite, Ana a născut un copil și l-a lăsat în câmp? Dar eu nu știam că eu am născut în câmp. A, zic, când ai aflat despre tot ce s-a întâmplat? Când am venit acasă, când am venit seara acasă, nu seara, de neaz, când am venit acasă, după aceea tot o dure cap și nu spune nică, nu știu ce era cu dânsa. Așa? Și apoi am întâlnit poliția de col, de sector, m-a întrebat-o și cum te simți și... Eu spus că mă doare cap tare, mă. Poliția a venit să o întrebe ce o doare? Da. Vasile, ție nu ți-a părut suspect? Polițiștii nu întreabă ce te doare. Păi nu s-o vadă pe dânsa. De ce s-o vadă? Tu nu te-ai mirat că vine poliția peste voi? Eu i-am întrebat și sunt, și ați venit, și de unde sunteți. Și ei ne-au spus de unde sunt. Că sunt polițiști? Că da, și ce caută la voi ți-au spus? Da, și ați venit. Că trebuie însoțești cu dânsa și o pățăt și la ce o doare cap. Dar nu ți-au spus mai întâi de copil? Nu, i-am spus. Așa? Și eu îți scrieți buletinul și hai cu noi. La punctul medical să o duc. Ție nu ți s-a părut suspect? Poliția nu duce oamenii la punctul medical cu dureri de cap. Vasile, hai. Așa că... nici nu a spus. Și nici nu a spus că au un aveți punctul medical. Și i-am spus, ia ca în satul vecin, așa, așa. E acolo medicul de familie. Noi suntem într-o comună. Bine, sate, când ai aflat despre toate? Și după ce l-a luat-o pe dânsa seara, pe internet, mi-a arătat un nepot. Chiar au făcut aici. Dar eu nu m-a dar ea a tăcut mâlc, deci nu ți-a spus nimic. Ea nu mi-a spus ce a făcut. Și când ți-a arătat nepotul, la ce te-ai gândit? Cum ai reacționat? Am rămas, dar cum ai reacționat când ai văzut-o? Sper că nu ai ridicat mâna la ea. Nu, deloc, nici nu m-am atins. Nici nu ridic eu mâna. Dar ce ai spus? Da, și să i-ai cerut explicații? Ea tăi mă spune că o doare capul, așa, ea nu spune, dar... Nu, zic de copil deja, când ai aflat, i-ai cerut explicații de ce a făcut asta. Ce ai făcut? Ce am făcut? Nu s-o dat seama, mi-am dat seama ce am făcut. Dar vreau să te întreb, tu, când ai aflat, unde a fost găsit copilul tău? Apropo, știi unde a fost găsit, în ce condiții, în ce stare era copilul tău? Nu? Nu știu unde. Nu te-a interesat? Nu, o zic în, la lângă Jii. În afara Jii, la în spinii de porumbar au fost găsit. Spune că știi ce-i porumbar? Știu și-n porumbar. Știi ce-i spinare? Și-o zic că era acolo, le spune ăștia care cu interviu, care au filmat acolo. Zic că în spini era, în spini. Tu te-ai gândit cumva ce se putea întâmpla acestui copil dacă nu era, nu avea marele noroc să fie găsit de acești oameni? Ce-i putea să întâmple? Moarte. După ce Ana a abandonat acest prunc nou născut, autoritățile vi-au luat și pe ceilalți 4 copii de acasă. Despre asta ce crezi? Da, au venit și ne-au luat. O să ne duci la centru de plasament pentru copii, pe perioadă. Dar el i-a dus la o familie. La altă familie. L-au luat la mine și l-au transit la altă familie. Și unii au spus, condițiile trai, sigur ca lumea, să ai unde îți doarmă copilul pe pat aparte, o aparte, tăți aparte, și o comnată la copii și una la noastră, i-am să aibă fiecare. Asta este condiția cu care vii întorc da, acasă. Da, la noi a fost uitată înăuntru și văd că e bun, aranjat, dar e strâmt. Trebuie copiii aparte să șadă. Deci v-au luat copiii nu pentru că Ana l-ar fi abandonat pe cel de-al cincelea prunc, dar pentru că voi nu aveți condiții? Da, așa ne s-a spus, că nu avem condițiile. Și când vă rezolvați problema cu singur n-am înțeles cum și eu luat e. Eu le-am spus că eu nu dau copiii deloc. Era și primar, și polițist, era sector. Și acolo tăță lor, directoare era și femei, sau primar era și le-am zis, nu dau copiii. Vasile, zi-te, rog, la mine. Tu chiar nu înțelegi? Pentru că nu în zadar te-am întrebat dacă te-ai gândit ce putea să se întâmple cu pruncul nou născut. Mai târziu am să-ți arăt un subiect în care ai să vezi în ce condiții a fost găsit pruncul nou născut. Ce faci ca să-ți întorci copiii? Pentru că văd că ești cumva indignat că ți-au luat. Ce vrei să-i întorci? Îi întorc înapoi și așa-i scot de acolo.
El a spus tonale scoate, să-mi facă o, la soție iar casă și mă duc acolo și leag de remont și le facă parte. Deci plecați de la tata, acum stați la tata. Da, așa ni s-a spus, da, ca să facem condiții la copii, mai să ai fiecare patrului. O cameră la copii, un și una noastră. Și la soție este acolo unii. Dar trebuie leac de remont să fac. Tot, nu cu var, crască, leacă, nu mai trebuie lichid. Vreau să vă spun că faptul că dumneavoastră o să vă duceți în alt sat, o să vă construiți altă casă, o să le acordați, nu știu, alte condiții de trai copiilor dumneavoastră. Copiii nu cred că sunteți dumneavoastră încă pregătiți ca să primiți în familie sau să fie întorși înapoi în familia dumneavoastră. Aici trebuie să de lucrat cu mai mulți specialiști, cred că o să vorbim pe parcursul emisiunii. Nu vă ajută pe dumneavoastră doar condițiile de trai. Și îmi pare foarte rău și chiar este indignat. Și pe tăticul dumneavoastră când l-am întrebat, și pe dumneavoastră v-au întrebat și v-au pus întrebarea, chiar dumneavoastră nu înțelegeți ce s-a petrecut cu acel copil? Noi am privit video-ul o țară întreagă, momentul când copilul a fost găsit și o țară întreagă stătea cu sufletul la gură, în ce condiții el a fost găsit. Și dumneavoastră spuneți că nimic nu s-a întâmplat grav? Nu s-a întâmplat că așa a vrut Dumnezeu ca el să supraviețuiască și l-au găsit. Eu nu eram acolo când... Mă dure cap și amețăm. Te-a apucat pastere. Și i-am spus, nu burta, capul mă dure. S-a născut placenta, da? Da. Apoi și dumneavoastră l-ați lăsat? Da. Dar de ce l-ați lăsat? V-ați gândit că, uite, eu fac mâncare, dar acolo pe deal a rămas un copil? Vă rog mult să mă lăsați lângă copilașii mei. Cea mai vastă selecție de haine stilate pentru întreaga familie. Tagair Family este o rețea de magazine mari care îți oferă oportunitatea de a crea cu ușurință ținute moderne și confortabile pentru fiecare membru al familiei. Pentru copii, femei și bărbați, lenjerie intimă, haine pentru casă, blugi, cămăși, rochii, costume, pulovere, pantofi, genți, accesorii pentru toți. Avem tot de ce ai nevoie, articole de calitate de la mărci de top. Tagair Family, universul stilului pentru întreaga familie. Vara aceasta, toată lumea a vorbit despre întâmplarea de la Nisporeni, unde un nou născut a fost abandonat într-un câmp. Bebelușul a fost găsit după ce a stat sub soare timp de 8 ore. Cum ați aflat în general despre fapta nurorii dumneavoastră? Un nepoată de mine m-a sunat pe telefon și mi-a spus, a rămas socat, că a chicat podul pe mine când am aflat. Ea, când a venit acasă, v-a spus ceva despre copil? Nu. Sunt fac pedepse mai mari și să iartă, dar asta poate fi iertată. Zi-mi, te rog, tu știai că soția ta este însărcinată? Da, și spunea că e însărcinată, și spunea că nu. Tu n-ai observat că este gravidă? Da, nici nu știe că e mărunțică și nici... Apropo, știi unde a fost găsit, în ce condiții, în ce stare era copilul tău? O zic când la lângă jini, când în spine era, chipul în spine. Tu te-ai gândit cumva ce îi se putea întâmpla acestui copil dacă nu era, nu avea marele noroc să fie găsit de acești oameni? Ce îi putea să întâmple? Moarte. În această seară vorbim despre Ana, o femeie de 31 de ani din Hâncești, care a născut pe deal și a lăsat nou-născutul într-o tufă spinoasă de porumbar. Pare incredibil, dar nimeni din familia femeii nu ar fi observat că ea este însărcinată. Nici măcar soțul ei. Acum toți se plâng că le-au fost luați și ceilalți 4 copii care au ajuns în grija statului. Își regretă oare fapta mama pruncului abandonat? Ce-a împins-o la acest pas? Vom încerca să aflăm chiar de la ea. Ana, te așteptăm în platou. Ai intrat cu capul la plecat. Înțeleg că îți pare rău de fapta ta. O să discutăm despre ea. Nu te-am chemat aici în studio ca să te răstignim. Dar cumva este un subiect care a intrat în gura lumii. Toată lumea a vorbit despre acest copilaș abandonat, copilașul tău. Și vrem să aflăm niște răspunsuri de la tine. În primul rând, eu nu cred
Uite, pur și simplu nu cred, văzându-te aici în studio, că tu puteai ascunde o sarcină de 8 luni. În 8 luni ai născut, nu? Da. Tu ești mărunțică. Oricât de mic ar fi acest copil, tu nu puteai să ascunzi sarcina. Uite, chiar și acum se vede o burtică de mămică care proaspăt a născut. Se vede. De ce nu i-ai spus că ești însărcinată? Păi, într-o zi că am să-i spun. Nu a fost o zi, sunt 8 luni de zile. Da, dar azi, mâine, știu că a să-i spun și a trecut timp. Și totuși nu i-ai spus, deși voi vă vedeați în fiecare zi. Zi-mi, te rog, totuși, care era problema? A fost un copil nedorit? Nu. Pur și simplu, așa, într-o zi am să-i spun. Dar totuși, dacă n-am să-i spun eu, singur n-ar să vadă, totuși se cunoaște. Totuși nu i-ai zis și el s-a făcut că nu a văzut. Poate pentru tine sarcina asta e ceva așa, știi, ca niște lucruri care se petrec din când în când, odată în lună, la femeie. Adică ori sunt însărcinată, ori nu sunt însărcinată. S-a intrat așa cumva în obișnuință să fii însărcinată. Vrea îl lași, vrea îl face altceva cu el. Nu. Cred că e asta. Nu ai luat-o în serios. Păi cum 8 luni de zile să nu știi soțul tău, bine, socru, asta e altă întrebare, soțul tău să nu știi că tu ești însărcinată? Ori voi încercați pe toată țara să duceți în eroare, sau voi credeți că noi nu conștientizăm unele lucruri? Nu, pur și simplu asta, că într-o zi am să-i spun. Într-o zi, 8 luni. Da. A trecut. Am să-i spun azi, am să-i spun mâine și au și trecut. Ce v-a ținut? Ați avut o frică să-i spuneți? Nu. Ana, dar zi-mi, te rog, Vasile vreodată ți-a spus, Ana, eu nu mai vreau copii. Deci fă ce vrei, dar copil să nu-mi aduci în casă. Nu mi-a spus. Bine, în acest context, dumneavoastră erați gravide. Știați că erați gravide? Da. V-ați scocele în sarcine, v-a stabilit la evidența medicului? Nu, la evidența medicului nu am fost. Nici scocele 4 nu ați fost? Scocele 4 am fost, bine. Cu asta nu. Ați fost scocele 4, voi examinat, da. Supravegheat, v-a făcut investigații, ați născut în maternitate, unii hâncești? Da, la maternitate. Așa. Copiii sunt sănătoși, da. Se dezvoltă bine, slavă Domnului. Da. V-ați devenit gravidă a patra oară. De ce nu v-ați adresat... A cincea oară, da. De ce nu v-ați adresat la medic? Nu v-ați stabilit la evidență? Pur și simplu nu mi-am dat seama ce, bun, ce o suntem. Bun, și încă o întrebare. Dar de ce polițiștii au venit la dumneavoastră și au bătut la poartă? V-a suspectat dacă dumneavoastră ați stănuit sarcină, nu a stat la evidență, nimeni nu a știut? A găsit un copil în vie și din toate statele pe împrejur a venit anume și a bătut la dumneavoastră la poartă. De ce așa? A apărut așa o suspecție anumit pe dumneavoastră. Domnul la care lucram trebuia să ne mute de pe masivul acela pe altul. Și eu am spus, nu mă duc pe alt masiv, că eu mă simt rău, vreau acasă. Și domnul mi-a spus, șez aici și mă așteaptă că eu vin amuștie eu. Asta a fost. Dar lui Sergiu i-ai zis că te doare capul. Da, că e rău, mă dure cap și amiețăm. Te-a apucat pastere. Și i-am spus, nu burta, capul mă dure. Așa. Capul mă, burta nu mă dure. Capul te durea. Capul mă deci dure după cap. Deci tu nu ți-ai dat seama că tu te uite, da, vine naștere. Da, nu mi-am dat seama că trebuie să nasc. Da. Așa, și omul te-a luat, te-a lăsat într-un anumit m-a loc. M-a lăsat acolo, mi-a spus, așteaptă aici că eu mă întorc, știu eu și te duc acasă. Și ce s-a întâmplat? Și a venit și m-a luat și m-a dus acasă. Dar nu acasă, în sat acolo, la Crestești, într-un sat. Stai puțin, și a venit și s-a... Când ai născut? De-am născusem, da. El te-a lăsat în locul acela, tu te-ai apucat să aștepți. Da. Și cum, nașterea a venit... Și am născut, da. Pe neașteptate? Da. Și zici că nu ai avut travaliu nici o secundă? N-am avut dureri deloc. Dar cum ai simțit că naște? Păi așa, pur și simplu... Bine. M-am... Ai început că ai simțit că ceva da. Iese din dumneavoastră, da? Păi, și a fost nou născutul, da? Da. Așa. Ce ați făcut? L-ați separat? Este umbilicul, probabil? Nu. Da cum? Nu, așa cu totul. A născut, s-a născut placenta, da? Da. Apoi și dumneavoastră l-ați lăsat? Da. Dar de ce l-ați lăsat? Păi nu-mi dau seama de ce. Nu știu. Nu știu de ce am... procedat atunci așa. Nu ați știut, dar acum deja a trecut timpul, stresul, capul, totul a trecut. Păi îmi pare rău de ce s-a întâmplat, dar totuși nu pot să-mi dau seama de ce am procedat asta.
Bine, ați ajuns acasă. Noi am înțeles, dumneavoastră, ați ajuns acasă și ați început să curățiți cartofi, să vă pregătiți masă pentru ceilalți patru copii, da. Corect? Da. Bine, atunci la moment nu v-ați dat seama, până acum e prea mult timp, dar atunci, în seara aceea, v-ați gândit că, uite, eu fac mâncare, dar acolo pe deal a rămas un copil al meu care poate să fie mâncat de un animal, poate să fie sugrumat de cineva, v-ați gândit la aceasta? Eu eram, eu când am curățit cartofi ca să fac mâncare, când a venit poliția la poartă, eu am plecat cu ei. Chiar atunci, în ziua aceea. Eu nu vă întreb unde v-ați... curățatul cartofilor, scuze. În timpul curățatul cartofilor, v-ați dat seama ce ați făcut? Păi ședeam și mă gândeam... Când a venit polițistul? Păi eu ședeam și mă gândeam că eu vreau să plec, să încerc să explic că eu am născut și să luăm o mașină. Până la venirea poliției, în timpul curățatul cartofilor, stați și curățați un cartof. Pe timp, deja am înțeles ce poate fi cu copilul dumneavoastră. Dumneavoastră, ce ați făcut? Ce ați conștientizat? Că las cartoful și plec la vie, sau cum a fost? Sau, ok, aștept polițistul să mă ducă el. Ana, ai vrut să te întorci după copil? Da. Atunci deja ai realizat? Să mă duc să-l iau. Dar de ce? Uite, socrul tău era lângă tine, după care a venit și Vasile acasă. De ce nu le-ai zis nimic? Încercam să le spun că să plecăm acolo să luăm și am lăsat. Deja când veniți poliția? Da, sau? Nu veniți poliția. Încercai să-i explici? Da, Deci i-ai spus lui Vasile că ai născut? Nu i-am dovedit să-i spun. În momentul ăsta când eu am vrut să-i explic și am ieșit afară pentru mine, la poartă au venit polițiștii. Tu cum te crezi ca mămică? Tu ești o mămică bună, iubitoare, grijulie? Da, îi iubesc, îi îngrijesc. Îi iubești? Da, îi iubesc foarte mult. Și regret și vreau să-i văd lângă mine acasă. Și am să lupt foarte mult. Dar am să dim răsputeri. Am să lupt să-i văd înapoi lângă mine acasă. Pe aceștia patru. Da. Chiar și asta mi-e putin. Hai să vedem un subiect despre familia voastră pregătit de colegii mei. Uite-te acolo la ecran. Ana a crescut într-o familie cu patru copii. Femeia și-a cunoscut viitorul soț la vârsta de 19 ani. La scurt timp, cei doi s-au căsătorit. În 2009, trecând așa pe drum, bună ziua, și s-a început. De-aia că ne-am întâlnit unul cu alta, mai stat de vorbă, mai răită, mai... Și... plăcut unul de altul, ne-am luat, mai întâlnit, am prins să-l întâlnim, ne-am luat amândoi. Soții spun că de 12 ani trăiesc o viață fericită împreună și își cresc odrasele în dragoste. Ana povestește că a rămas surprinsă când și-a dat seama că este însărcinată pentru a cincea oară, totuși a decis să păstreze copilul. Nu știu câte luni aveam, dar am simțit în burtă când s-a întors copilul. Eu știu, preț că am crescut patru pe ăștia împreună și pe ăștia tot s-a crescut mai cinci. Tot împreună. Deși au un venit modest, soții spun că au avut mereu grijă de copiilor. Rudele o descriu pe Ana ca pe o femeie muncitoare care a reușit să crească patru copii educați și cu minți. Nu e vorbă de harnic toate ce le-a făcut. Toate ce le-a... Eu nu pot. Scalică de cioare și nu pot. Dar ei m-a ajutat. Ei și pentru copiii făcea și pentru mine m-a ajutat. Eu nu putem. Vecinii însă contrazic laudele rudelor. Ei spun că femeia consumă frecvent alcool, iar copiii cresc într-un mediu violent. Ce sunt copiii îngrijiți? Niște copii gătuși de soată. Uh-huh. Să vede și nu se vede după adânși. Da, e cum să-mi bată, sar la oameni la bătai. Vecinii spun că Ana nu merită să fie mama și o acuză pe femeie de fapte groaznice. Da, ea nu-i prima dată că a făcut treaba asta. A mai făcut un născut un copil și l-a îngropat în grădină. Lucrul ăsta n-a fost că a mai fost și am îngropat în grădină. Asta n-a fost. Dar că bei? Nu, nu zic,
poate că așa, câte un păhăruț de vin, dacă să ies în public să strig sau să astea, nu. Dar de ce te vorbesc cu oamenii ăștia așa? Nu știu. Dar uite că aceste zvonuri, precum că tu ai fi născut încă un copil, acum 2 ani, ne-a mai pomenit și primarul din localitate. Nu. Acum a venit timpul să spunem dacă acele zvonuri s-au adeverit. Haideți să-l ascultăm pe primar. Noi ne-am deplasat, deodată am sesizat, este Ministerul de Interne, ne-am deplasat la fața locului, m-am izolat-o, am dus la... au dus-o la medicii legiști, au făcut expertiză și nu s-au adeverit nimic. Sunt vorbi, dar faptele nu s-au adeverit nimic. Ți s-a făcut și o expertiză medico-legală și s-a dovedit că tu nu ai născut atunci un copil. Bine, zvonurile nu s-au adeverit despre acel copil, dar despre fapta ta știm cu toții. Da, eu regret foarte mult, dar lupt. Eu nu pot să înțeleg. Cum ai putut să te așezi în mașina șefului sau omului pentru care lucrezi, să pleci liniștită, știind că acolo este... Păi nu eram liniștită. Tot retrăiem că eu plec și acolo rămâne și se va întâmpla până eu mă întoarce. Dar ai încercat cumva să-l aranjezi, să-l pui în așa fel încât să-l feriești, să-l ștergi cu frunze sau cu... Nu l-am șters, dar l-am luat și l-am pus așa, lângă niște... buruieni la umbră, nu l-am pus la soare, nu l-am aruncat, doar l-am pus liniștit. Câte ore au trecut din momentul în care ai născut până te-a găsit poliția? La ora 5 era, când au venit ei. Îți spun eu, era ora 8. Nu știu. Deci au trecut cel puțin 8 ore din momentul în care ai născut copilașul. Zi-mi, te rog, ce era în mintea ta și în sufletul tău în aceste 8 ore? Să mă întorc înapoi acolo, să-mi iau... De ce n-ai lepădat cartofii, copilul, cuțitul, mâncarea, toate celelalte și nu te-ai dus pe jos după acest copil? Ești sigură că vroiai să te întorci? Da. Da, să-l iau acasă. Să-l iau lângă mine. Băiețelul pe care l-ai născut, vreau să spun că s-a dovedit un mare și mare luptător, în primul rând. Pentru că el a luptat cum a putut pentru viața lui, foarte și foarte scurtă. A țipat cât l-au ținut puterile și gura și plămânii și asta i-a salvat viața. Datorită acestui fapt că el, mititelul, a luptat pentru el, pentru viața lui și a strigat, a fost auzit. Vrei să știi cum a fost găsit copilul tău în timp ce tu curățeai cartofii acasă? Mi-au spus. Hai să ne uităm. Mi-au spus. Mititelul. Băițelul, stai băițelul. Doamne, mititelul. Țipetele cumplite ale bebelușului au atras atenția soților Dumanski, care se aflau în acea zi pe Podgoria din satul Cristești. Am văzut copilul acolo, era cu totul. Cordonul și el, care era de cum a fost născut, el nu a fost tăiat nimic, el stătea cu copilul în preajma lui, în spine acolo. Vasile Dumanski spune că deși era șocat de cele văzute, nu s-a pierdut cu firea. Bărbatul a sunat la 112 și s-a grăbit să anunțe asistenta medicală din localitate. Angela Bulat, care a oferit bebelușului primul ajutor, mărturisește că a văzut multe de-a lungul anilor în care a purtat halat alb, însă imaginea pruncului Anei o va urmări până la sfârșitul vieții. M-am mirat de placent, că era plin cu larve de insecte, ouă de muște, zic mai simplu. Că era practic placenta albă de ouă de larve. L-am curățat, mai era un urechiuș, gunoaie, buruieni uscate, frunze, ca în tufar. Bebelușul înfometat a avut noroc să fie chiar alăptat de o tânără mamă care a alergat într-un suflet când a auzit că un nou născut a fost găsit pe deal în stare critică. Ea spune că cea care l-a abandonat nu merită să-l mai ține în brațe. Vreau câteva minute în șir, l-am mâncat. Plângea, era... avea mai multe răni pe corp, gurița era uscată, buzele erau uscate,
un ochișor îl avea închis, era încleiet, și că nu putem scret, că sunt așa fel de persoane, cu așa inimă, și eu, adică, nini era tare jele. Noroc mare că a fost găsit, a fost ajutat să supraviețuiască și acum este, din câte știu eu, bine. Copilul a fost dus la spital imediat ce a fost găsit. Tu ai plecat cu el? Da. Ai plecat cu el? Da, da. Unde ați plecat? Povestește. La Nisporin, la maternitate. Și când l-ai văzut pentru prima oară, cum era? Era înfășat, mi l-a dat în brațe. Și ce ai făcut? L-am alăptat. L-am pus la sân și l-am alăptat. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că a purtat de grijă. I-ați dat și un nume? Da. Ionel. Într-un final, bebelușul tău a fost dus la Institutul Mamei și Copilului, da, din Chișinău. Da. Iată ce ni s-a comunicat acolo. În perioada ospitalizării alături de mamă, mama nu a manifestat un comportament neadecvat sau a avut grijă și și-a exprimat dorința de a-l găsi și mai departe la domiciliu. Pacientul a fost externat în stare bună, deci la externare greutatea aceasta era deja de 2,5 kg, ceea ce a permis că ambii, atât mama și copilul, să fie externat la domiciliu. Dacă vă răspunde Ana în fața familiei și a copilului său abandonat pentru fapta sa, rămâne de văzut. Dar în fața legii va trebui să răspundă. Ori pedeapsa poate fi una dură. Iată ce spune poliția. Pe cazul dat s-a intentat o cauză penală și va fi soluționat în baza articolului 27 și 147 Cod Penal al Republicii Moldova, tentativă de infracțiune la pruncucidere, și articolul 147, omorul copilului nou născut. Iar persoana vinovată, adică mama copilului, riscă o pedeapsă penală cu închisoare de până la 5 ani. Mama copilului la poliție nu se află la evidență, însă se află la evidență că o familie social vulnerabilă. Doamne ferește, vă rog mult! Eu voi lupta pentru copilașii mei, voi face tot posibilul ca să fie totul bine, dar vă rog foarte mult, vă rog foarte mult. Voi lupta cu mâinile și cu picioarele, dar vă rog mult să mă lăsați lângă copilașii mei. Vă rog foarte mult, mult de tot, mult de tot, vă rog. Eu nu sunt organul de urmărire penală, slavă Domnului. Dar, uite, avem un jurist aici care o să-ți explice mai multe. Cred că trebuie să fii atentă. Iată acum, Ana, reacția ta, care acum este evidentă. Am înțeles, de fapt, de ce tu așa de tare deja regreți. De această, da, regreți. Anume, când ai auzit care este pedeapsa pentru infracțiunea comisă de tine, tu ai început să regreți. Iar până la momentul de față, tu nu ai conștientizat. Tu te temi de propria ta viață. Faptul că tu ai tănuit sarcina aceasta 8 luni și n-ai vorbit cu nimeni despre ea, asta încă o dată dovedește faptul că tu erai, aveai intenția să nu duci până la capăt sarcina, să nu naști copilul acesta. Și dacă l-ai născut, nu știu de ce tu n-ai întreprins alte măsuri până la 8 luni. Și dacă tu l-ai născut și ai dat viață, tu ai profitat de momentul că ești singură și ai abandonat copilul știind cu certitudine că el nu va fi salvat. Dumneavoastră ați văzut ce familie. Este o familie cu mari probleme. O familie social dezavantajată. Nu știu ce perspectivă va fi și în continuare că lucrurile să se îmbunătățească. O femeie care la 30 de ani deja are 4 copii, condițiile sunt foarte grele. Desigur că în moralitate, în mentalitate, ei sunt multe perturbări de ordin psihologic. Ea a devenit gravidă. Vedeți că susținerea din ceilalte parte nu prea este din partea soțului. Și câteodată aceste femei fac niște acțiuni care le fac și inconștient, nu se dau seama. Și probabil că aici, dacă va fi făcut o expertiză de specialiști competenți,
Eu descoperi mai multe lucruri, ce se întâmplă la anumit atunci, în sarcină, într-o problemă, într-o dificultate, în niște condiții și așa mai departe. Eu voi spune, la noi legislația este perfectă, actele normative sunt foarte bune, este prevăzut absolut tot. Și mai ales familiile social dezavantajate este în grupul de risc. Atâtea sunt create structuri. În primul rând, cei de asistență medicală primară deodată se referă la grupul de risc, ei trebuie să o monitorizeze. Să știe că este aceste riscuri. Să ocupă planificarea familiei, contracepție gratuită. În primul rând, pentru acești patru copii care au rămas acasă, ei toți sunt frustrați, ei toți să aibă sechele și cei că acum le-au despărțit, nici într-un caz nimeni nu recomandă de despărțit copiii de la părinți. Răi, buni, da, relativ v-a spus, ați văzut, da, condițiile nu sunt bune, dar orice caz, din cei ce nu s-au creat, mă, este o familie, nu este mare violență, unii este cei că i-au despărțit, o să influențeze cei patru copii încă și mai tare. Deci credeți că a fost mai rău așa, da, cum s-a făcut acum? Acum trebuie de întreprins alte acțiuni. Cea mai mare problemă, știți care eu văd și multe soluții care ar putea să fie în favoarea voastră și asta că aveți o familie atât de mare, asta într-adevăr este o bogăție la care visează tare mulți oameni și dau bani nebuni pentru asta, ca să facă un copil, ca să-l crească. Deci voi ați putut să faceți mult mai altfel decât ceea ce ați întreprins și ați hotărât, că asta oricum fiecare fapt și fiecare pas din viața noastră este oricum o hotărâre, da? Adică tu alegi că tu lași copilul acela sau așa inconștient cum erai. Că de fapt cea mai mare problemă este faptul că aici gradul de conștientizare este la practic nivelul zero sau probabil acolo este ceva ascuns și nu vor să recunoască fiindcă se tem. Ana, pur și simplu, într-adevăr, tu știi, asta e o fericire atât de mare ca să fiți atât de mulți. Uite, tu ai pe socru care ține la familie, vă consideră uniți. Un bărbat care e în plină putere, care putea de multe ori deja să plece undeva, chiar eu nu îndemn ca să duc pe psihotare să lucreze. Dar să meargă să facă un ban mai mare, să facă o casă, adică să o refaceți, să trăiți într-un sân normal, cu atâția copii care pe urmă cresc și ei vă susțin. Pur și simplu, e incredibil cum așa ceva e posibil, știi? În primul rând, tare mult trebuie să lucrați cu, nu știu, să cereți ajutor la psihologi, să lucrați, să înțelegeți și cu viața asta, fiindcă ea e una și voi sunteți tineri. Vă rog frumos, ajutați-mă să-mi recuperez copiii, să fiu alături de ei și ei alături de mine. Voi lupta mult! Mult, ca să fie lângă mine, să fim o familie unită, să fim alături toți. E foarte, foarte tristă, în principiu, povestea de astăzi, dar unica ce eu vreau să spun, că în asemenea situații nu este responsabilă doar Ana. Eu, ok, ea poartă cea mai mare, cred că, responsabilitate, dar eu nu știu cum văd, Vasile, parcă sunteți straniu, parcă doar dormiți pe un pat separat, împreună, dar nu aveți vieți separate pentru mine, cumva. Poate pare, adică, aparent pentru mine, dar ca să faceți un copil, într-adevăr, dumneavoastră vă gândiți într-un fel, ea se gândește altfel și nu aveți o comunicare. Mai puțin vă gândiți și mai mult vorbiți împreună și consultați-vă. Asta este ideea mea, dacă îmi permiteți să vă dau un sfat. Și vă doresc succese. Nu mai faceți copii în zadar, vă rog foarte frumos. Aici încheiem, liniște și pace. Vă doresc să aveți pe cei dragi mereu alături. La momentul actual, bebelușul care a fost abandonat în luna iulie se află alături de mama sa. Ambii au fost plasați într-un centru maternal. Pruncul se află în vizorul asistenților medicali, iar mama sa beneficiază de suport psihologic. Ceilalți patru copii ai femeii continuă să se afle departe de casă, în grija unei familii de tip parental. Mama și copiii sunt în siguranță, primește îngrijire împreună. Noi, ca autoritate tutelară, suntem pentru integrarea copiilor în familie. Noi nu vrem să dezvinăm familia de copii. Femeia are încă statutul de bănuită și este cercetată penal pentru tentativă de pruncucidere. Urmează să fie să pronunță experții referitor la starea psihologică a bănuitei, adică în momentul în care a comis infracțiunea. În dependență de starea acestea, urmează să fie cadrat corect acțiunile acestea, adică ori a fost tentativă de omor
sau dintr-o concediere. Procurorii ne-au comunicat că la moment se așteaptă rezultatul raportului de expertiză psihiatrico-psihologică, iar în baza acestuia va fi stabilită pedeapsa. Mama copilului riscă până la 5 ani de pușcărie.